la profanș cu probleme de matmat cu la simetrie. Deci tema pentru astăzi, clasa a 8-a. Data pentru intrarea pe plan. Așa se numește, da? Da. Grata. Pe pentru pe un plan. Plan. Distanța de la un punct la un plan, înălțimea piramidei. Distanța de la un punct la un plan și înălțimea piramidei. Haideți să facem amintiri, exact, asta trebuie. Noi, anul trecut, în discuții care am avut la geometria plană, am vorbit de distanța de la un punct la o dreaptă. Care? Da? Și stăm în distanța de la un punct la o dreaptă, adică perpendiculară. Deci, putem duce o singură perpendiculară și mai multe oblici. Da? O singură perpendiculară. Ce facem? De ce? Aici notăm piciorul cu perpendiculare, e prim. Deci, punctul în care atinge dreapta și formează 90 de grade se cheamă piciorul perpendiculare. Da? Piciorul perpendiculare. Deci, există unică. Există unică. M1 perpendiculară pe X. Există o unică perpendiculară adusă dintr-un punct exterior unei drepte. Prelunând chestia asta, și pentru un plan, deci și în situația în care am un plan, dacă să-l faceți tot timpul închis așa ca o paragrafă, așa-l faceți. Eu fac și eu la fel, voi. Și îl închideți peste tot, așa? Cred că lăsăm aia acum, tata. Eu așa ce... Așa faceți? Da. E, o fac, așa cum spuneți voi. Deci este așa, e suficient la două, un ca un unghi, da? Spațiu. Și iem un punct exterior, atunci există o singură perpendiculare pe dreaptă, uite așa, în țeapa aici e și pe nu se mai vede, deci nu se mai vede, și o vedem după aceea de destrucție. Deci aceasta este perpendiculară adusă dintr-un punct exterior, perpendiculară pe un plan. Tot așa poate un piciorul perpendicular aici, perpendiculare. Și câteva lucruri de reținut. O dreaptă perpendiculară pe un plan e perpendiculară pe toate dreptele din planul respectiv. Deci, o dreaptă care e perpendiculară pe un plan e perpendiculară pe toate dreptele din planul respectiv. Deci, practic, ea nu mai spune alea care trec prin piciorul perpendicular. Da? Cele care trec prin piciorul perpendicular. Înțelegi așa într-una? Da. Unghiul ăsta este 90 de grade, ali. Unghiul ăsta tot din 90 de grade. Deci, o dată perpendiculară de plan, e perpendiculară de toate dreptele din plan. Ca imagine, să o aveți voi în spațiu, înseamnă așa. Uitați-vă. Dacă asta e perpendiculară pe planul, caietul este planul, ea este perpendiculară de toate dreptele din plan. Da? Și pe dreapta asta. Poți să se văd că e perpendiculară, da? Indiferent. Trece sau nu trece prin piciorul perpendiculară. Poate mai mult trece prin piciorul. E mai vizibil. Așa că dreapta perpendiculară pe un plan vorbit, iar distanța de la un punct la un plan este M1. Da? Distanța de la un punct, de la un punct exterior la un plan este lungimea segmentului acesta. Deci M1, da? Egal lungimea, egal, cum a zis, distanța de un punct la un plan. Distanța
de la un punct la un plan. Deci M1 este distanța de la un punct la un plan. În problemele care se dau pe da, aici nici o condiție suficientă de perpendicularitatea unei drepte pe un plan. Dacă dreapta de este perpendiculară pe planul A, dreapta de este perpendiculară pe planul alfa, dacă D este perpendiculară pe două drepte concurente. Deci, dacă ea este perpendiculară pe două drepte concurente din planul respectiv, e pe planul de parte. Pentru cele două drepte concurente fiind situate în plan, știi bine la început că două drepte concurente formează un plan. E vorba de planul acela, alfa indicat. Deci, dacă știm cu dreapte de exemplu în planul respectiv, că e planul. Și invers acum. Dacă vrei să aveți într-o problemă în dreapta perpendiculară pe un plan, este suficient să arăți că este perpendiculară pe două drepte concurente din plan respectiv. Deci, în anumite, și invers, pentru reciprocă. Corect. Deci, puteți să notați asta. Dacă e dreapta perpendiculară pe un plan, dacă o dreapta este perpendiculară pe un plan, ea este perpendiculară pe toate dreptele din planul respectiv. Pe toate dreptele din planul respectiv. Reciproc. Pentru a arăta cu o dreaptă perpendiculară, deci reciproc, pentru a arăta cu o dreaptă perpendiculară pe un plan, da, reciproc. Pentru a arăta cu o dreaptă perpendiculară pe un plan, este suficient să arătăm că este perpendiculară pe două drepte concurente din planul respectiv. Este suficient să arătăm că este perpendiculară pe două drepte concurente din planul respectiv. Practică, întâlnim această problemă la o piramidă. Că piramida aceea are un punct exterior unui plan. Da? Și atunci suntem pus în postura de a duce perpendiculară din punct pe plan. Iar acea perpendiculară poate fi de înălțimea piramidei. Da? Deci, ca aplicație a ideii de perpendicularitate dusă dintr-un punct exterior pe un plan, putem spune parte de aia, înălțimea unei piramide, înălțimea unei piramide este perpendiculară coborâtă. Este perpendiculară, un pic așa, perpendiculară coborâtă dintr-un punct. Totdeauna dacă stau ca trage o stat așa, nu pot să strâng. Și o aproape în timp, până zis. Deci, spuneam că înălțimea unei piramide este perpendiculară dusă din punct din vârf pe planul bazei. Dusă din vârf pe planul bazei. Și în anumite probleme știm unde pică. Este important. Că spune, dacă pică la intersecția medianelor, mediatoarelor, nu știu ce pe acolo, dacă triunghiul este lateralul de tetraedrul, dacă e pătrat, ne spune autorul, înălțimea pică acolo. Că altfel noi putem să ducem înălțimea altfel și piramida, dacă spune că mâchile sunt egale, atunci pică chiar intersecția diagonalelor, dacă e pătrat sau dreptunghi. Exact. Ca să fie mâchile egale, să am distanța de la, la piciorul perpendiculare până la vârful egale, de lângă de aia trebuie să fie egale, iarăși aflăm de unde nu le pică. Deci, probleme practice ne dăm seama. Nu putem spune concret ca o teorie, pică mai acolo. Exact. Și tu trebuie la probleme, nu? Așa, problema 5 de la pagina 138. Ce?
5 de la 138. Care sunt problemele? Reprezentați în desen un plan alfa. Alfa. Între unghii lateral ABC inclus în alfa. Inclus în alfa. Și perpendicula ACP pe planul alfa. Și ce? Perpendicula pe planul alfa. Amic, ce ne cere? Justificați că CP este perpendiculară pe AB. CP perpendiculară pe AB. Bine. Arătați că PA egal cu PB. PA egal cu PB. Și C, dacă AB egal cu 5 cm. AB egal cu 5 cm. CP egal cu 12 cm. Să calculăm pe A. Atunci... Pe A e la cu pe A e la cu cine, da? Atunci, pe A e la cu cine. Noi să facem o piramidă triunghiulară. Nu ne spunem că triunghiul ABC a fi de un anumit mod. Un triunghi echilateral. Atenție, atenție, ABC aici trebuie să punctăm. A, B, C. Echilateral. ADC înseamnă echilateral triunghi echilateral? Adică toate laturile egale. Toate laturile egale, toate unghiurile de 60 de grade. Mediane, mediatoare, dacă le ducem toate pică unde? La mijloc. La mijloc. Deci aceste lucruri trebuie să avem în vedere. Că de oriunde aduce, din orice vârf, mediana, mediatoare, bisectoare, toate suprapun. Da? Aceste lucruri da. Sunt ale noastre. Da. Și acum, eu o să desenez o piramidă la urma urmei, o piramidă triunghiulară. Nu pot să iau, fiind în spațiu, n-am să iau toate laturile egale, știți de ce, ca să nu creez imaginea aceea de reprezentare în spațiu. Dar eu știu că unde zice să tu perpendiculară? În punctul C, da? C, pe perpendiculară pe altul. În punctul ăsta e C, o să zic. Așa, așa, tu zic A, B, C. Și acum ar fi perpendiculară pe planul triunghiului. Da? C, P. C, P, perpendiculară pe planul triunghiului. Și puneți pe P cu A, P cu B și atât că a apărut așa că poate era mai bine în punctul ăsta. Ia să văd dacă punctul B e mai bine, că aici am trebuit să duc un pic forțat. Știți, pentru crearea imaginii. Aici se închide în liceu și atunci A, B, C și P. P punctul de aici. Și iată și asta se vede, da? Se vede. Așa. E mai bine, nu? Mm-hmm. Imaginea mea corectă. Da. Ne orientăm. Pentru că aici am avut suprapunerea aceea și n-a fost, a trebuit să duc forțat, așa, oblic. Acum e mai la îndemâna noastră. Și uitați-vă în problemă, uitați-vă că nu spate laturile de jos sunt egale. Alo? Ia. Alo, da? Cine este? Nu, dar cum e așa? Pe unde le-ai dus în plan? Păi ce e în plan, mă rece. Eu sunt acolo la tabă, sunt în... Vin mai târziu, pe la ora 6. Cât poți. Ce clasă ești tu? A șasea. De la ora 6 din nou cu întrebarea și atunci o să stau de vorbă cu tine, bine? Tu
Nu știu, aici o trebuie ce pe reticulară, pe AB, pe BC, pe C. Nu-i corect așa cum făcut ea. Ia să vedem cum ai făcut. Mi-a făcut într-un și atunci avea reticulară din A. Deci e făcut într-un. Așa nu trebuie reticulară din A, pe BC. Din A, pe BC, păi nu, nu imaginea, uite că trebuie să fie. Așa, așa, în spațiu. Aceea era în plan. Exact, era în plan. Deci ne suntem toți atenți. Ne depărtăm de ceea ce știam noi exact. În geometria plană. Dar nu cred imaginea cât mai corectă a piramidei în spațiu, atunci n-a făcut nimic. Deci, spune că pe C, pe perpendiculară pe planul triunghiului ABC. ABC, dar o să mai includ în planul. Știi bine că trebuie cu tine colmiare, pe termenul planul. Da, corect. Planul triunghiului ABC. Și pe C, perpendiculară pe planul alfa. Alfa, zice. Pe da. Planul ABC. Da, exact. Faceți desenul ca exact cum am făcut eu, ca să aveți modelul de tabla asta, deși nu am tot desenat piramide, aș fi vrut să vă descurcați singuri. Bun. Adi, spune-mi tu unghiul ăsta de câte grade? De 90. Sigur. Dar unghiul ăsta? De 90. Tot 90, da? Deci dreapta PC, perpendiculară pe toate dreptele ce trec din planul respectiv, da? Adică P și PC, perpendiculară pe AB. Deci PC, perpendiculară pe AC, pe BC. Pe BC și pe AB. Și pe AB, că AB este și o dreaptă din plan. Da? Deci ea este perpendiculară pe toate dreptele din plan. Așa am vorbit mai bine. Ai înțeles, nu? Ia un mână. Trebuie să arăt că ce pe pentru că pe dacă eu, dacă nu insistam pe ideea de început, că odată și pe pentru pe plan, pe plan, pe toate de pe, din planul respectiv, pe toată infinitatea, acum n-aș fi avut posibilitatea să vă spun treaba asta, da? Deci, ea e perpendiculară, ce spuneam? Pe C, B, B, C, A și dacă duc o dreaptă, uite așa, unesc pe mediana asta, e și pe mediana aceea. Pe toate dreptele din plan. Da? Da? Deci, punctul A este natural rezolvat, da? Să zicem, C, B, perpendicular, pune dreapta pentru A. C, B, perpendicular pe alfa, da, pe alfa, dar de sub ABC, ABC, egal cu alfa. Deci ABC e chiar dar nu alfa. Deci înseamnă din cele două, că CP e perpendicular pe planul ABC. Și atunci de aici rezultă că CP e perpendicular pe toate dreptele din planul ABC, e perpendicular și pe AB, CP e perpendiculară și pe BC și CP e perpendiculară și pe AB, BC și CA. Deci CP e perpendiculară pe toate dreptele din plan. Și pe mâine interesant să avem asta. Punctul B. Avem, trebuie să arătăm că pe A e cât pe B. Pe A e cât pe B. Să arătăm. Adică unghiul cu bă să fie comprimente, unghiul cu bă la bă. Ori arătăm așa construitul cu unghiul să fie comprimente, adică triunghiul pe A, B să fie isoscel, nu? Mi-e mai greu să arăt cu unghiul de astea comprimente, dar am să încerc să arăt că pe A e cât pe B. Că triunghiul este chiar direct asta. Pe A e cât pe B. Cum credeți că am să reușesc să arăt pe A? La triunghiile pe B, A și pe A, că... P, B. A și pe A, că... Deci ce vrem să arătăm noi? Că latura asta, P, A, e cât P, B. B. Da? P, A, că sunt B. Ce triunghiul ar trebui să iau? Pentru ca, visăm, P, A să fie într-un triunghi.
PMP să fie în alte unghi. Cele două triunghiuri să fie congruente din teoria pe care o știu eu, dar convenția două triunghiuri. Pe PB și PA. PA unde intră ce triunghi? PBA și PA. PB, păi tot în PBA. Da. Da. PA și PB fiind problemele noastre de rezolvat, două din laturile triunghiului, pe PA trebuie să-l văd dintr-un alt triunghi. PA că o zis. Sigur că da. Așa o zis. Da, nu am fost atât. PA că și PA. PB. PA pentru PA. Bun, și PA nu place. Și PA nu-i place pe PA. Că îi poți zicea amândouă. Sigur. A, B. A, B, că. Deci, PA, B, că. Păi, nu mai asta mai era acum, Ana. Poftim? Nu mai asta mai era. Și pâbâcă. Până cu stavă, până cu stavă, că... Că minuna. Hai să facem un pic de ordine în raționament. Că nu e chiar la întâmplat, dacă voi dați oameni pe foarte povestea voastră. Dar să înțelegem. Noi vrem ca pâa să fie cât pâbâ. De aceea, încercăm să descoperim alte două triunghiuri. Într-unul se intre pâa și ăsta e pâ-ce-a. Și PB se intre într-un alt triunghi și ăsta este PCB. Cele două triunghiuri care vizez eu, ele au pe cele două laturi. Și dacă o să fie și congruente, gata problema. Deci dacă triunghiul o să fie și congruente, e gata problema. Am și baftă că PC e comună. PC este și în PCA și în PCB. Vezi? O primă poveste este rezolvată. Când două triunghiuri sunt congruente? Când ne încadrăm într-unul de cadrul de congruență. Ne amintim latură, unghi, latură, unghi, latură, unghi, latură, latură, latură. Da, și astea sunt două din 90. Au de 90, ne-am da. Șmașurat. B, C, cu A, C. B, C, cu A, C, din laturile triunghiului echilateral. Și B, A, C, cu comună. Gata, problema. Catetă, catetă. Catetă. PC este o catetă, iar CA, respectiv CB, sunt iarăși catete din cele două triunghiuri. Sau dacă vezi latură, unghi din 90 de grade, latură. Că de catete, catete, înseamnă latură întreagă. Iată cum ne ducem repede în geometrie plană. Și alegerea celor două triunghiuri, domnul profesor, insistă, pentru că voi, când ați zis PLA, într-o singur triunghiuri, trebuie să ne dea seama două laturile. Păi, asta pe, pe ele trebuie să arăt că sunt două triunghiuri legale. Adică, pe o latură o prins într-un triunghi și pe cealaltă în alt triunghi, nu într-un triunghi care îl conține pe amândouă. Dar de asta, domnul profesor, a insistat. Tocmai asta am spus, că este important să înțelegem ce vrem să facem. Deci, demonstrația pentru punctul B, sună așa. Fie triunghiurile ziate. PAC și PB. PAC și triunghiul PCB. PCB. Despre care pot afirma că. Sau la vreo comună pe PC. Pe ce comună? Comună. Măsura unghiului. Ce din 90 grade? Mai țin de integrită, citește, că știm să facem asta. PCB. PCB, da. PCB, congruent. PCB egal. Măsura lui. Măsura lui PCB. Egal cu măsura unghiului PK. Egal cu măsura lui PCA. Egal cu 90 grade. Și egal cu 90 grade. Așa. Și... C egal cu BD. A, C, mai avem ca A, C egal cu? BD. BD? Cu BC, pardon. BC. A, C, egal cu BC, ipoteză, poate, da? Da. Ipoteză și aici. Din latură, unghi, latură, avem către unghi. Latură, unghi, latură, sau tradus catete, catete. E unghi din 90 de grade, atunci citești catetele, urete. Rezultă că triunghiul luat în discuție. Congruentul triunghiul P, C, B. Și din cel de rezultă că PA. PA. Egal cu PB. PB. PA egal cu PB. Iată răspuns. La punctul B. La punctul B. Mai departe.
În același context, dacă AB e de 5 cm, AB de 5 cm, adică toate, că trebuie intraterat. Deci dacă AB avem cu BC egal cu CA și egal cu 5 cm. Și ce înălțime la CB? Și știm că și CB e cunoscută. CB egal cu 12. 12 de CP. 12 de CP. Teorema lui Pitagora că îi trebuie drept unghiul. Corect. De ce în triunghiul? Mergem în triunghiul. PCA, PCA, în care merg în măsura unghiului, PCA, PCA, egal cu 90 de grade. Rezultă atunci că PA pătrat, PA simplu, egal cu radical pătrat, din 144, plus 100, plus 25, și face 13. Și de asta vorbim. Ia să vedem aici ce... Ce mai nu spune? Atât? Atât, am terminat. Ce a fost aici? Să zicem aici. Cu ce ne legem de problema asta? Suntem la început. Am avut greutăți în făcut figurii, să spunem da, pe cea dată. Da. N-am înțeles ce înseamnă că e BC perpendicular pe planul triunghiului. Așa, da, perpendicular pe toate dreptele din planul ăsta. Și eu când ajuns, o duc pe o dreaptă. Și eu duc perpendicular, acolo îmi spune autorul. Am spus mai devreme. Mi-a zis perpendicular în ce? De aceea am spus mai devreme. Nu știu ce să vă spun în legătură cu piciorul perpendicular. Aha. O face autorul. Dacă spunea perpendiculară în A, apoi în A duceam perpendiculară. Uitați, autor a zis CP perpendiculară de A, o fapt. CP. CP. Zis în ce? Deci în C. Adică când piciorul perpendicular este C. C. Sau altfel spus, din ce ridic eu perpendiculară? Ai înțeles? Nu? Da. Din ce? Și o ridici pe triunghi. Altă dată îmi spune, perpendiculară dusă în centru de greutate a triunghiului. Acum o să vezi una cu pătrat și iară zice unde să o ducem. Iar ne spune. Da. Deci vedeți că toată timpul da. Da. Localizează piciorul. Da, da, da. Bun. Învățăm. Super, da. Ce vreau dat. Ăsta e motivul pentru care ne vedem aici. Așa, a făcut, l-am gândit. Așa ai făcut, da. Nu l-am făcut, așa, pentru că n-am fost obligatorul. Am înțeles. Dar numai care vrea cu neatrăbare. Povestea este așa. Că apar ieșițele acestea, care dau bătaie de cap și care exact. Nu sunt foarte mult. Poate au o soluție destul de ciudată, dar cred că nu mai insistăm. Mai important, da, da. Aceste soluții. Și lumea intră, îmi amintesc că oameni urmă, cum a fost scoasă o colegie pe teritoriu, era elevă, o să un model, dar era elevă la liceu. Și-a apărut o analiză matematică de clasa 12 și au băgat cineva integral acolo, care a surprins pe toată lumea. S-a muncit foarte mult până când s-a găsit. Și s-au dat soluții de forma. Facem substituția asta, după aceea la capul de rău, facem substituția asta, care nu era deloc ușor de cunoscut. Și eu am găsit o soluție, totdeauna, dacă muncești, așa, o soluție care curgea. Fără să fac acel. Că toată lumea spune, dacă nu vine mintea asta, ce fac? Corect. Ca la geometrie, dar nu vine minte să trag mintea aceea, corect. Sunt blocat. Corect. Da, problema 6, de la 138. 6, de la 138. Desenează un pătrat ABCD, de centru O și perpendiculara OM pe planul pătratului. Așa. Deci, desenăm un pătrat. Pătrat. Cum îl desenăm în spațiu? Un paralelogram în care avem un romb. Un romb, un desfilatul legal. Ca să mă apropie de probleme. Deci, un romb. Așa. Adică, deci, nu se văd asta două. A, B, C, D. De centru O. De centru O.
Adică duc intersecția diagonalilor. Deci fie pătratul de centru O. Noi așa am notat. Și punctul și OM perpendiculară planul pătrat. Vedeți acum el. Eu ridic din nou perpendiculară pe plan. Da? OM perpendiculară pe plan. Și construcția este perfect. Da? OM perpendiculară pe plan. Și asta este punctul M undeva. Și atunci asta nu se vede. Asta se vede. Da? Și asta se vede și se vede. Și dacă sunt riguros, și asta puntat. În interior, nu? Știi, mi-a spus, dacă n-ai făcut AB-ul unii paralelă cu dreapta așa, și ai făcut așa, acum o să știi mai de unde duci gravida. Voi făcut gravida între spii în sus? Da. Deci, facem așa, fel încât să creăm cât mai clară imaginea. Semne ce mama nu te poate soții tot timpul. Exact. Da. Și apare și forma asta. Da. Și apare și forma asta. Eu mă fac că o greșesc, mama mea și face ea. Da. Dar nu așa vreau. Pare. Deci, spune-mi. A, B, C, D este pătrat. AC intersectează BD egal mulțimea formată de punctul O. Deci AC intersectează BD în punctul O. Și EMO, adaug, EMO perpendiculară pe planul ABCD. ABCD. EMO perpendiculară pe planul ABCD. Ce trebuie să aflăm? Nu, urmează acum. Dacă tu ieși și desenești tu, mama spune ce trebuie să aflăm. Acum? De, spune tu. Acum vă zic tot, profesor. Arătați că EMA egală cu EMB, egală cu EMC, egală cu EMB. Concluzie. Punctual. EMA egală cu EMB. Egală cu EMB. Egală cu EMC. Da. Egală cu EMB. Cu EMB, da. Și la punctul BMI. E mai egal cu AB, egal cu 6, dacă A... E mai egal cu? E mai egal cu AB și egal cu 6. Dacă A e mai egal cu AB și egal cu 6, calculați-o E. Dacă, o fi cu 6. Așa, calculați. O e egal cu 5. O e egal cu 5, nu? O e egal cu 7. Și începem. Deci adăugăm azuța în spătrat, zic că se află cu două diagonale, că e mai perpendicular pe planul ABCD, că e mai egal pe MB, trebuie să arătăm noi că toate diagonale sunt egale. Toate muchile sunt egale. Așa se poate numi muchii, am vorbit când am vorbit din mediane, că ce le spuneți muchii. Astea sunt muchii laterale. Da. Și muchiile baze, dacă vreți, sau laturile baze. Când zice să aflăm toate muchiile, le luăm și pe cele ale bazei, într-o problemă. Toate muchiile. Toate. A toate și pe ale baze. Și pe ale baze. Când spune muchiile laterale, toate cele. Aha. Da? Muchiile, să se afle lungimea muturilor piramidei, atunci se referă și la bază. Da? Bun. Hai să arătăm cum e MA egal cu MB, egal cu MC, egal cu MD. Cum ar avem MA cu MB, MC și cu MD? Păi luăm drumurile MDC, MAD, MAB și MBC. Ne comparăm pe cele câte trebuie? 4. 4. Și avem DC, congruent cu BC, congruent cu AB, congruent cu AD. E pătrat. Din cauza că e pătrat. Ai ce? Încă o dată e? Nu e, AB era cu BC, cu CD, cu DA. Da. Așa. Deci tu ai propus să luăm triunghiile încă o dată? MBC, 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 MDC, M așa. Și tu crezi că te ajută? Dacă demonstrăm
că sunt congruente, dar toți vrem că e MD, cu MD, cu MC, cu MD, cu MD, cu MD, cu MD. Păi, vei lua lângă MBC? Da. Da. Cu ce ai primit să-l compara? Cu MAB. Cu MAB. Ce le dă vă printr-o ce au? AB cu BC. AB cu BC, asta cu asta. MB comună. MB comună. Și... A, și unghiul ABC cu unghiul MBC. AB? ABM. De unde știi? Păi, de unde știi că sunt uigurile alea dintre ele? Îți trebuie ție. Asta da. Păi MO e... MU e înălție. Păi asta trebuie nu fructifici. Dacă MO este înălțime, asta trebuie să valorifici. Ce știm despre MO dacă e înălțime, Adi? Ce știm despre iper? E înălțime, înseamnă că e pe iperare de planul ABC. Da. Dacă luăm a... Și la perpendiculară de plan ABC, perpendiculară și pe o dreaptă. Pe toate drepturile. Pe toate. Deci, e mo... Am o cu oncă. A, m, o... Cu oncă. Ei, altă treabă. Altă treabă. A, m, o... Cu o, m, c. Avem unghiul din nou de aici, mă... Asta e povestea. Mă stai de pe stadiu. Sau mă muște că am două. Te-ai pe mână. Am de o mă comună. Și au unghiul de voce. Au voce pentru un pătrat, patrogram, dreptunghi, diagonale, sen jumătățesc. Iată povestea. O pătrat, o promuză fructificat. Analog la dâmbă. Ipoteza. E mo înălțime. Nici n-a dat autorul așa de aiurea. E mo înălțime. Am luat la trunghi de mo cu o mă. Sigur, da. Și-a făcut corea. Altfel, asta este un punct de vedere. O altă demonstrație mai rapidă. Iau. Altă demonstrație. Miruna a spus așa, luăm triunghiul. Ați văzut mo? Adică spre comparare triunghiul așa. Nu, prima dată. Prima asta azi, prima dată. Și cu triunghiul ăsta altă miruna, da? Ele au de mă, o comună. Nu, prima dată. A doua, da. Și nici prima. Mă, o comună. Au o gât cu ce, să zic de unghiul drept, și atunci mă, a, va fi cât mă, ce din convenția triunghiului. Spuneam alt mod de a reacționa. În afară de acestea. Aș fi privit, ia să văd cine încearcă. Între unghiul A, M, C. Între unghiul A, M, C. M-O e median. Nu, nu. M-O? Median și median. Median și înălțime. Când? Atunci am că e social. Atunci am că e social și M-A e de M, C, terminat. Deci, vă demonstrația mult mai rapid așa. Mai repede, corect. Deci, în triunghiul A, M, C, da. Avem pe M, O, perpendiculară, deși înălțime, e perpendiculară pe planul bază, deci pe acela. Da. E înălțime în planul, în triunghiul A, și fiind la mijloc, e și mediană, și mediatoare. Și îl obligă pe triunghiul A, M, C să fie isoscel. Și atunci zice, M, A este cât M, C. Redactăm pe asta, da? Da, e mai rapid. Asta facem. Deci, spune Nadi, în triunghiul, deci demonstrație pentru... Da. A. Demonstrație, te rog. Fie triunghiul. Fie triunghiul A, M, C. Fie triunghiul A, M, C. M, O. Mediană și înălțime. Păi stai, M, O, perpendiculară. Așa, adăugă acolată. M, O, e perpendiculară de A, B, C. De plan A, B, C, din ipoteză. Așa, de A, B, C, D. Renunță că M, O, e perpendiculară pe A, C. Da. Am spus că A, C interfează cu B, D. Adăugăm aici. A, C interfează pe B, D. Egal, punctul O. Și A, B, C, D, adăugăm A, B, C, de pătrat. Așa am spus. Da, da, da.
afonată, atunci de aici rezultă că au voi concurent a o concurent cu orice, sau au voi egal cu orice. Când am zis concurent, este un bac, am zis de asta ca să mă încadrez, au o egal cu orice. Adică, e o mediană, asta face-o, ca finește tot cu mijloc, și din cele două, din mediană și înălțime, rezultă că e mo, e margini, e mo, a, ce? Istoscel. Și fiind prin istoscel, asta înseamnă că e mai la fie ce. Egal cu e ce, e mai la fie ce și am rezolvat prima problemă. Doar e mai cu e ce, trebuie să mai arăta și cu e ce. Are loc un primul de bun. Deci fie și lungiune, dar te mai întâlnă. Mă, adi vorbește, mă de bă, lungiul, mă de bă, în care avem. Mă, perpendicular, pe A, B, C, D. Rezultă. Mă, perpendicular, pe Perpendiculară pe BD. Și cum acum zicem BO sau zicem iar AC sau cum zicem? Nu AC. Da. AC intersectează BD, nu? AC intersectează BD. Egal cu misiunea formată din nou. Șase lăbii la mijloc, adică DO. DO egală cu OB. O egal cu OB. Rezultă de aici că MO este mediană. Apoi din cele două, înseamnă că MO... Nu, triunghiul MD. Egalitatea asta se ia cu una de aici și cu una din partea asta, da? Da. Și pentru asta trebuie să iei un triunghi de acolo. Exact, ca să vedem una de aici și una de acolo. Da. Și ca să vedem pe toate partea, nu permite nimeni să le iau o altă parte. Da? Da. Deci, fie triunghiul, hai să luăm de mână de A. Cât miroan sunt? Mână de A și mână de A. De ce mână de A? Tu așa vrei, mână de A. Dar ce am la mână de A? Păi, dă A cu B, C. Bine, dar adică și ce? Și mă, B, C. Eu ar vrea să iau pe mânt în minuna, da, care e de aici, din egalitatea asta. Mă, C, care e de aici. Și cu mânt de aici. Da. Mă, D și mă, C. Și mă, C. Mă, D și mă, C. Mă, D, O. Dar n-ai nicio modalitate de a le lega, dacă te duci și te duci în triunghiul mă, D, C. Da. Și atunci alte idei trebuie să vină. Să gândești două triunghiuri în care într-unul se intre mântă, în cealaltă să fie mântă. Cele două triunghiuri să fie concrete și atunci le legat. Nici mântă o cu mocă nu-i. Mântă o cu? Mocă. De ce nu? Păi nu găsim ce au, că sunt pe sau 90 acolo, mântă la turcomână și altceva. Și mântă o nu este cât o ce? Nu-i pătrat? De tot ce? Păi, uite-te, într-un pătrat. Gândește că ăla e pătrat, nu-i l-am desenat, așa că așa desenează în spațiu. Într-un pătrat, diagonale sunt congruente. Aha, da, mă. Și perpendiculare sunt în jumătate. Da, bine. Deci, uitați asta, niciodată că e pătrat. Că îl desenăm așa în spațiu și nu pare să fie... Dar în spațiu, așa se desenează pătrat. Deci fie triunghiurile. Deci, foarte bine ai sensizat aici, că trebuie și legate, trebuie pentru egalitatea aceea, da? Deci, fie triunghiurile. Da. Mă, D, O. Da. Mă, D, O. Și triunghiul. Mă, O, C. Mă, O, C.
Deci pe cele două poți să spui că au... O mână. D-O-O-C. Egal cu O-C. Egal cu O-C. Da? Și măsura lui M-O-D. Și măsura lui M-O-C. Egal cu măsura lui M-O-C. Măsura lui M-O-C. Și egal cu 90 grade. Da? Și astea sunt motive suficiente pentru a spune că triunghiul preluat în discuție, adică triunghiul. M, D, O. În ce caz? În ce caz? Pe cât de șerpe? Cate, nu? Cate, ce? Triunghiul M, D, O. Egal. Talță triunghiul, congruent. Da, congruent cu O, C. M, O, C. Și atunci reiese că... M, D, egal cu... Și din toate trei, rezultă egalitatea 4. Adică M-A, scrie M-A, egală cu M-C, egală cu M-C și egală cu M-D. M-A, M-B, M-C, M-D. Punctul a rezolvat. Și să trecem la B. E mai egal cu A, deci egal cu 6. Deci E ma egal cu A, B. Înseamnă că toate muncheile sunt egale. Înseamnă că e tot de 60. Ce are da. De 60? Fiindcă noi am arătat la punctul A că E ma este cât e MD. Cât e C, cât e MD. Și că C și MD. Și fiindcă îmi promes spune că E ma egal cu A, B. Înseamnă că triunghiul E, M, B este echilateral. Da, acum chiar toate sunt egale. Toate triunghiurile sunt echilaterale. Echilaterale. Da? Da. Triunghiurile sunt toate echilaterale. Deci, și ce trebuie să arăt? O E, o calculăm. Se calculăm pe O, E. E înălțime și... Păi e triunghiul M, B. Triunghiul M, O, B. M, B e 5, ca cu tot zis? M, B e de 6. M, B e de 6. O, B e D, B pe 2. D, B pe 2, dar nu știu pe D, B. Dar cât e A, B? A, B e 6. A, B e tot 6. 6. Deci, D, B asta ar fi. Uite, cum am făcut în plană. D, B ar fi 3, 6 plus 3, 6. Ai ca din 6 la 2. 72, dacă 6 la egal din 2. 6 la egal din 2. Și numai O, V. Și O, V, dacă... 6 la egal din 2 împărțit la 2, 3 radical din 2. 3 radical din 2. Și dacă asta o știu, 3 radical din 2 și pe asta unul 2 o știu din 6, aflu pe un O care este o catetă în triunghiul ăsta. Corect, așa și facem. Luăm triunghiul O, V. Deci, hai să redactăm. Vom spune că... Acolo, unde ați făcut pătratul. A, așa că asta. Da. Deci, Adi, te rog să mă conduci. Deci, în triunghiul M, O, B, avem M, B de 6. Pe O, B, nu știu. Hai să mă aflăm. O, B, cât este? O, B, e... D, B, pe 2. Nu știu pe D, B. Așa face. Așa că e tot în triunghiul A, D, B. În triunghiul A, D, B. Deci, zicem. Demonstrații pentru punctul B. În triunghiul A, D, B. Pe care îl și desenăm ca să fie clar pentru toată lumea. D, aici este A, D, D și B. În triunghiul A, D, B avem A, D egală A, D egală cu A, B și egal cu 6, din ipoteză. Da. D, A, B, măsura lui D, A, B, egal cu 90 grade. Și atunci, acolo, de proporțiile lui Zahora, D, B, este radical din... 6. Este 6 radical din... 2. 6 radical din 2. Și cum D, O, egal cu B? Cum D, D, O, egal cu O, B, iar toate de desubt spunem că D, B, egal cu 6 radical din 2, acordată, de lucru că D, B,
este egal cu... Omul va fi egal cu 6 radicale din 2 pe 2 și egal cu 3 radicale din 2. Și odată știm pe omul acum, în triunghiul. M, O, B. Acolo. Avem M, B, e la 6. Da. Avem că M, M, B, egal cu 6. O, B, o știm 3 radicale din 2. O, B, am găsit o 3 radicale din 2. Și să scriem că e din 90 grade, nu? Și scriem și cum e care e tot. E radicale cu câte din 90. M, B. M, B, sigur. Acolo e 90 grade, fără M, O, măsura. Măsura lui M, O, B, egal cu 90 grade. Acolată de aici, pe tot o concentră de Pitagora, vedem că mb pătrat, nu mb, pe mb, mb o pătrat, poate, da? Sau mb o simplu, e ca cu radical din... Cu radical din mb pătrat minus b, adică ce? 6 la pătrat? 3 radical din... A. Din 6 la pătrat, pentru mb. 6, 3, 6. 3, 6, minus... Minus 9, 18 și face radical din așa. Face 9, 3. Adică ce fel de triunghi este acesta? Social. Deci rezultă că M, O, egal cu O, B, da? Deci rezultă că, da, poate vezi că M, O, egal cu O, B, O, triunghi de triunghi social. Și cu asta, am făcut trei idei de aici la suflet. Deci aia nu învățăm, muncim să ne așa, asta care a zis că cu triunghiul M, A, O și M, O, C era ok și după aceea luat-o pe M, A, C, unde am văzut că... mai putea să fie rezolvată și așa, luam pe cele patru triunghiuri, M, O, B, M, O, C, M, O, B, așa, toate patru. Și regretam. Da. Erau și legate. Da. Luam cele patru triunghiuri, despre care puteam spune. Da. Au pe M, O, cu mână. Corect. Au pe O, D, O, C, O, A, O, B, egal. Egal. Da. Și toate unghiurile de 90 de grade rezultă că... Și unghiurile sunt... Unghiurile sunt egale. Corect. Deci când se întâmplă ca distanța de la piciorul înălțimii până la fiecare unghi, de la piciorul fiecare unghi să fie egală, și ai înălțimea, atunci toate unghiurile sunt egale. Deci dacă ai asta, O, C, O, B, O, D, O, A, egale, cum se întâmplă în pătrat, și, unghii, și toate unghiurile sunt egale. Da. Da. Asta putea, deci e de o altă redactare. Corect. Ei de toate patru, toate patru au acolată și rezultă toate patru egale de dată. Altfel, am luat-o în triunghiul ăsta. Două câte două am luat-o. Două câte două triunghiurile în care am surprins înălțimea și mediană. Și atunci eu cred că triunghiul sunt fixos cele. Dar mai trebuie să iau un, două triunghiuri M, O, D și M, O, C, ca să vedem pe ele toate. Altfel nu e finalizat. Sigur, începem să înțelegem că de fiecare dată ne ducem în geometria plană. Da? Și da. Ce spuneam astăzi, vară, tot spuneam. Da. Vedeți, din nou, toată geometria plană. Exact. Nu am ce discuta cu voi în clasa 8-a, dar nu știu geometria plană. Okay. Ce bine de asta, domnul. Da. Asta a fost sloganul meu de astă vară. Vedeți? Toată geometria plană. Și acum, prietenilor noștri, le repetăm și le spunem, dacă nu știți asta, dacă n-ați înțeles încă, mergeți pe profil online, că acolo, știți că geometria plană toată e legată acolo? Nu știu dacă ați văzut pe... Cred că e legată, că am văzut clasă și vezi că alții nu așa. Deci am văzut chiar geometrie de o parte, în capul de afiș, în clasa acolo. Da, știu, știu, și sunt 91, parcă, la nu mai știu, credeți. Da. Dar este sigur așa. Când ne-ați intrat la profil online, pe prima parte, și ați luat video matematică, scrie geometrie. Da. Și acolo e geometria toată. Da? Și cei care doresc să se pună la punct geometria, n-au decât așa. Ba mai există și un volum de geometrie plană, unde am prins eu în 15, în
15 ore predate geometria. Deci predate de mine din perspectiva mea. Și acolo iarăși poți să ai biblioteca ta, acest video manual, și poți să vizionezi aceste filme. Așa că, deci, pe mai departe. Dar tine te-ai înțeles și să fac un problemă, ce-ai înțeles? Nu. Problema 7 de la Matematică 38. Nu, să nu mai am de loc. 7 de la? 138. 138. Reprezentați în desen un dreptunghi ABCD de centru O. Deci, A, B, C, D. Dreptunghi. Ce se generează dacă vă spunea că au uitat ABCD de dreptunghi? Ce știu? Am un dreptunghi care nu are un virgul de 90 de grade. A, mai des, mai multe lucruri. Fie diagonalele sunt concurente. Sunt concurente și concurente și se înjumătățesc. La dreptunghi? Păi da, că se preia de la paralelogram. Nu de la paralelogram se jumătățeau. Da. Acum la dreptunghi, ele sunt și concurente, sigur că sunt concurente. Și acum, toate de acolo... Alo? Alo? Așa. Deci ce am? Foarte important lucru. Am un dreptunghi. Hai să desenăm dreptunghiul ca să-mi aminti. Deci Da. Despre dreptunghi, laturile opuse sunt paralele și concurente două de două. Toate unghiurile sunt de 90 de grade. Diagonalele se înjumătățesc. Și sunt și concurente. În paralelogram nu. În dreptunghi, da. Și se înjumătățesc, că se întâmplă asta și la paralelogram. Da. Și atunci de aici O, A, O, B, O, C, O, D sunt egale. Foarte important. Deci când am pronunțat cuvântul dreptunghi, toate acestea, au apărut. Pentru că în spațiu, când nu mai desenezi așa, tu trebuie să știi toate astea. Asta. Tu trebuie să ai așa în minte lucrurile acestea. Pentru că în spațiu acolo, dacă te vezi, cum desenăm în paralelogram, da, nu mai arată așa. Nu mai vezi unghiul, dar exact. Nu mai vezi egalitatea și așa mai departe. Așa, da. ABC dreptunghi. Stop. Asta am văzut în mintea. Mai departe. De centru 8. Uite. Asta înseamnă că nu știu. Exact. Da. Și exact asta, o A, o B, o C, o D, mi s-a generat. Da. Totul a apărut. Da. Clar că punctul B, exteriorul planului ABC. Așa, B, exterior. Planul ABC, D, da, ABC, D. Astfel încât BA egal cu VB, egal cu VC, egal cu VD. Asta am impotezit doar. Deci, adaug aici că VA egal cu VB, egal cu VC, egal cu VD. Da, unde V e un punct exterior plan. Unde V nu aparține lui A, C, C, D. Arătați că VO e perpendiculară pe AC. Și la ce? Dacă VA egal cu AB, egal cu 7 cm. VA egal cu? AB. AB. Și egal cu 7 cm. Da. Și BC egal cu 2 radical din 3. Mai egal cu BC egal cu? 2 radical din 3. 2 radical din 3. Calculați distanța de la B la planul ABC. În concluzie, distanța de la V la planul ABC. La ABC. Uite, pune-ți așa, ca să înțelegi, exact. Distanța de la V, distanța de la V la planul ABC. Și distanța de la V la un plan? Perpendiculară. Așa, perpendiculară. Acolo, la B, trebuie, practic, să demonstrăm punctul A. Ce întâmplă? Păi zice că VO perpendiculară pe ACD, adică trebuie să arătăm că VO perpendiculară pe AC. Păi pe A, de C și D. O luam la 3 puncte.
Dar e tot planul dreptul. Facem un dreptul, în spate. Deci desenăm un dreptul. Eu n-au cum face un profesor de aceea. Da. Deci facem dreptul. Ducem paralelele mai întâi. Dreptul opuse. Da. Suntem și congruente. De aceea am făcut acest lucru. Le ducem paralele. Da. Deci este un parogram desenat în spațiu. Și atunci zicem A, B, C, D, A, B, C, D. Zicem diagonalele. Găsim pe O. Diagonalele. Găsim pe O. Din punctul O, ridicăm pe... Stop, nu știu unde ridică. Revenat de semnul dreptului de ABC, de centru O. Da, la dreptul. Da, și punctul B este în planul ABC. Astfel încât pe A egal cu pe B egal cu pe C egal cu pe D. V, e un punct, așa încât V, A. Deci, V, A. Egal cu V, D. Cu V, C și cu V, D. Sunt egale. Sunt egale. Și arătați că V, O, e perpendicular. Pe AC. Deci dacă puneți pe V, O, adică perpendicular pe, pe AC. Știu că VA egal cu VB, cu VC, VD. Și O este intersecția diagonalelor. Adică AO cum este cu OC? Congruent. Egal. Egal. Egal și le dau. AO cu OC. Și atunci VOC este în triunghiul ABC. Este mai întâi, dacă vreți, mediană. Cum A, V, cu V, cu V, că e înălțime. Deci, cum triunghiul este isoscel, înălțimea, mediană devine și înălțime. Și nu am problemă. Și am arătat că V, O, e perpendicular pe A, C. Și am demonstrat și punctul B cu care asta. Stai, și V, O, perpendicular pe planul A, C, D. Da, n-am arătat asta. Nu e pe acel. V, O, pe A, C, D. Păi dacă V, O, e perpendicular pe A, C. Păi A, C, O, V, A. Mai arătăm că V, O, e paralel pe DB. V. E paralel, păi e perpendicular pe DB. Care e VO? PDB. VO, PDB. Cum arată că VO e și PDB? Păi știm deja că VO e pe AC. Deci vă că așa mai avem și tot cu ăla. Păi cum arată? Păi și DO este egal cu OC. Că mă văză vă zis, din nou, OB, OA, OD, OC sunt egale, că e dreptunghi, asta o subliniat. Bine, bine. Deci OD este egală cu OB. Și atunci și în triunghiul VDB, și în triunghiul VDB, Adi, este atent. Da. Deci în triunghiul VDB, dacă urmăriți, urmăriți dacă nu urmăriți problema voastră. Deci în triunghiul VDB se întâmplă ca să avem PV o mediană. Corect. Și mediana este într-un triunghi isoscel și înălțime. Iată că VO e perpendicular și PDB. Și dacă VO e perpendicular pe AC și VO e perpendicular și pe DP, ea e perpendicular pe două trepte congruente. Și e perpendicular pe tot planul. Ca așa spun, dacă e perpendicular pe două trepte congruente, e perpendicular pe tot planul. Corect. Corect. Așa am demonstrat. Așa trebuie să reacționăm. Și foarte fain. Începem cu A și cu B. Și după aceea e calculat. Când e de făcut un calcul, după ce am relaționat așa, totul merge foarte bine. Dar și adic mă numă. Reluăm încă data, adic, ca să fie clar. Am avut așa, că în triunghiul... Care pe adic? Vlac. Despre care știu că este ce fel de triunghi? Isoscel. Din ce motiv? Pentru că ori... Nu. Isoscel din ce motiv? Când un triunghi este isoscel? Când VO este mediană. Nu, nu. Când triunghi social. Cuvântul triunghi social.
Ce știi tu de stâmpă? De două la două sunt de zi. Păi da. Adică vei mai cât vece din ipoteză. Uite. Deci, atenție multă. Elaborează raționamentul corect. Și spune, fie triunghiul V acel. Începe să vorbește. Că avem V egal cu VC. Adică triunghiul este? Isoscel. Avem O care aparține lui AC așa încât AO e egal cu OC. Și îl obligă pe V-ul să fie? În mediana. Într-un triunghi isoscel. Mediana într-un triunghi isoscel. Este și? Nu. Și înălțime mediatoare de toate. Deci V-ul devine înălțime. Stop. Acum mergem la altă lume. VD-B. Despre care știm din ipoteză că... Avem VB egal cu VD, VO egal mediană, deoarece VO egal cu B și înălțime. Și atunci, într-un triunghi isoscel, nu avem aceste lucruri și poți să spui ce? Că... Ce concluzii trage după ce ai zis că e perpendiculară VO și pe AC și pe BD? Și pe acești... E perpendiculară pe ABCD. Pe tot planul. Pe tot planul e perpendiculară pe două drepte concurente. Adică, atâta orice interesează de B în punctul O și atât pe B-ul pe două drepte concurente și deși e perpendiculară pe plan. Te rog să încep să vorbești. În triunghiul cu AC. Da. Aici îți spui. Da. Deci, în triunghiul cu AC avem VA egal cu BC. Acum am zis că asta sunt la geometrie. Vreau să zic o mână de pe internet, dar nu are. La 6. Și la 6. Și cu trebuie. Integrală din 1 supra cosa de x. Dacă V-ul e median, ajută V-ul. 1 pe cosa de x. De X. Uite ce aș face eu. E mai departe.